Așa arată sandwich-ul pentru mai puțin de un leu. În drum spre plajă, cine iese din cutie? Ce creatură e asta? Dă-mi ieși în box și prin gura lui bași bani. Ce tare! Comfortable rooms are available foreigners only. Ce nebunie, înseamnă că sunt mult prea scumpe pentru ca localnicii să și le poată permite. Pentru iubitorii de sporturi extreme, surf school la intrarea pe plajă. Sau spa and wellness, masaj la ayurvedic, la tălpi. Sau chakra, are 51 pe tălpi. De aici intri și nu mai ieși. Building and land for rent. Ne facem intrarea prin spate. Dăm de plăcere de surf. Surf camp. Sau altceva ce mai poți face în zona Wild and Dolphin Tours. Nu le băga pe astea că sunt aiurea. Sunt aiurea, da. Ia uite că mărim plăcile. Mai este și un loc unde se poate sta cu preșul, nu doar la șezlong. Chiar cu puțină umbră. Hai pe baie. Zi de făcut baie. E și mai chill. Tare ouțele. În fața noastră un proiect de conservare a broscuțelor țestoase. Avem și o cutie de donații. Cea mai mare bagnotă și 1000. Din fiecare specie, numărul de ouă, data când au fost depuse și data când urmează să se nască. Tare! Vis-a-vis de plajă am găsit cel mai bun restaurant, Family Restaurant, all you can eat cu 3 euro. All you can eat. Mare combinație. Să începem. Yes. Ah, ok. Ok. Thank you. Este inclusă și o porție de pește. Ok. Doar pentru 3 euro, all you can eat. Mi-am băgat o farfurie de legume. S-ai pus bine tot? Am dat schimb la orez. Cam așa arată porțile. Ți-ai băgat, nu te-ai jucat, da? Păi da. Păi all you can eat. Puțin pește. După masă o spălare pe mâini. Sau sawa sau guanabana. Cool.